Nu eu voi cânta astăzi la pian, o să ajung aici în, pe canapeaua noastră și la acest pian să cânte una dintre cele mai talentate fetițe din Moldova și credeți-mă, în această ipostază o să vă vedeți pentru prima dată la TV, până acum doar cu microfonul în mână, venea când cu mama, când cu tata, în această seară vine Valentin Uzun și Amelia Uzun alături de noi, urmează să ne cânte o piesă în duet, dar să ascultăm pe micuța fată și la pian. Salutare! Bine v-am găsit, bine v-am găsit! Bine ați venit! Ia luați loc pe canapea. Microfonul este pregătit pentru tine, draga mea. Ea are telefonul în mână. Dar știți de ce? Pentru că mândruța asta a noastră și-a făcut cont pe TikTok. Dar hai întâi povestești, ce înseamnă TikTok-ul ăsta tău? TikTok este un fel de program unde faci videouri, dansuri și... și tot de genul ăsta. Tata, aveți TikTok, știți ce face ea pe TikTok? Deja am și eu, ca să văd ce face. Ca să vezi ce face. Bine ați venit pe canapeaua noastră, pentru că noi de mult știam că voi aveți nu doar o melodie superbă împreună și astăzi urmează să ascultăm una dintre ele. Unde te-am văzut noi pe tine că tu cânti la pian? Te-am văzut la serata maestrului Doga. Așa. Dar de când cântă mândruța la pian, tati? Ea merge deja de 2 ani la școala muzicală și învață la pian. Așa, dar tata nu învață la fluiere și la alte instrumente? O să mă învețe la chitară să cânt. Așa, și la chitară. Cânt și la chitară. Păi da, desigur. Așa, la chitară. Și la ce alte instrumente mai cânti? La tobe, bat tobele. Și tobele, da, o să vedem cum bați tobele un pic mai târziu. Da. Până atunci, haideți să vedem unul dintre momentele frumoase de la evenimentul pe care în fiecare an maestru Doga își adună prietenii acasă pentru a cânta, a recita poezii și a avea o seară artistică. Ce moment frumos a fost, vedeți chiar acum. Moment foarte, foarte frumos. Maestrului a plăcut, așa? Da. Uite, dar să cânți la pian în fața maestrului a fost o provocare pentru tine. Nu. Nu? Nu ți-a fost frică? N-ai avut emoții? Puțin. Puțin. Dar te-ai pregătit cu profesoara ta pentru acest moment? Desigur. Da? Haideți să vedem momentul în care Amelia cântă la pian la serata maestrului. Iată așa, de 2 ani face ore de pian, cât de des merge? De 2 ori. De 2 ori pe săptămână? Da. Și chitara când o începe, tata?
Noi ieri chiar vorbeam de lucrul ăsta și am spus că tu ai o chitară micuță acasă, mm-hmm. Hai că trebuie deja să ne apucăm de chitară. Așa, încet, încet cresc și ceilalți și o să-ți faci o trupă din ai tăi, pentru că... Formația Uzun. Formația Uzun, da. Pentru că deja e Tarmis, e Simratu și e Laicosu. Da, da, da. Da, felicitări. Mulțumim. A treia trupă, da. Ai reușit să aduni iarăși profesioniști, pentru că văzusem pe Facebook când căutai, când erai în perioada de casting. Oricum, așa în mare este. Parte și pe recomandări, dar și pe casting ai ales sigur, oamenii. Dar vreau să zic că nu e așa de ușor să strângi o echipă și uite că s-a conturat echipa și Laicos. Laicos înseamnă lup înțelept. Mm-hmm. Da. Eu i-am văzut pe scenă. În ce limbă? Păi este de la traci. Aha. Da, ia, eu întotdeauna le găsesc câte o denumire așa mai pentru deosebită. Că inițial era denumirea și conceptul, după care ai început să-i găsești pe băieți. Așa, așa este. Despre familia frumoasă pe care o are în acest moment Valentin, urmează să vorbim după o scurtă pauză, pentru că a avut și o cumetrie frumoasă, pentru că are un Valentin Junior în familie și este tare, tare împlinit, care cine să-i ducă numele mai departe, tata, așa? Așa este, e, așa. E fericit și cred că abia aștept să crească rând pe rând să le transmit și lor dragostea de muzică și pasiune. Asta fără dor și poate. Da. Fără dor și până poate. Cresc cei mici, haideți să o vedem pe sora cea mai mare, că ești fericită, ai cu cine să te joci. Da. Așa, gigilești? Da, măinesc cu ăsta micu. Cum da. E bolfuneț, așa? Tare, tare. După pauză aflăm mai multe detalii, până atunci lasă microfonul, îți iau eu telefonul și te filmez. Cum facem, da? Hai că ea vrea să pună, dar o înveți pe tante Lilu. Tante Lilu un pic din altă generație. Trebuie să apăsați și când vreți să opriți, păi simplu luați deci. Ah, e ca cate stories, da? Da, bine, am luat prima lecție de cum să pot folosi... Ia uite la dânsa, tu să nu fii de voi! Măi, copilul ăsta minune, ia loc, pianul îți aparține. În acest moment urmează să ne interpretezi la pian Dulcea și Tandra mea fiară, da? Așa, da. Anunț că costumația în care este îmbrăcată Amelia este confecționată de bunica Eudochie. Da, tu ziceai că bunica ție îți face tot timpul. Bravo, de asta i-a defilat. Bunica, mâinile de aur a bunicii sunt aici. Ești pregătită? Da. Vom cânta live în aceste momente. De 2 ani face pian. Și dacă un om e talentat, un copil e talentat, e talentat în toate.